Ok, de salutare prieteni și bine v-am regăsit. Astăzi, după cum vedeți, eu voi juca un joc, eu fiind Florin. Jocul se cheamă Game Dev Tycoon, după cum zice și aici, este un joc de genul Tycoon. Tycoon fiind simulation, cum zice aici, in this business simulation. Bun, în acest joc va trebui să ne creăm un fel de companie, de fapt o companie, în care vom crea jocuri. Da, cam s-a încercat. Este mai mult un joc în care creezi jocuri. Prima oară, începând o companie, iar voi creând jocuri, după cum ziceți aici, făcând fun și devenind liderul marketului. Deci da, o să avem 30 de ani, cum vedem aici. At the beginning of the PC revolution, bla bla, ok, welcome, ok. Da. Să ne dăm numele companiei, se pare, și numele nostru. Oh, bun, deci aici ne facem pe noi, să zicem așa. Cred că ăsta... cred că ăsta este ok. Bun, numele companiei. Oh, cred că știu. Scratch. Este cam lung totuși. Am putea să punem Scratch CO. Sau Scratch Inc. Dot. Scratch L. Inc. Dot. Cam arată cam ciudat asta, dar... doar Scratch. Inkbook. Bun. Their name Florin. Scratch. Da, sună ciudat. Sau putem să spunem Scratch Florin. Tot ciudat sună. Hai să spunem doar The Scratch. Toate chestii un nume cam ciudat, fiind un creator de jocuri. Dar, mă rog, hai să punem decât Florin, mai bine. Din câte știu, și când am citit pe site-uri și porcării, până să-i dăm și continui aici, jocul are și moduri. Totodată și există un mod în care poți să joci multiplayer. Deci s-ar putea să vorbesc cu ceilalți băieți din The Scratch și s-ar putea să jucăm multiplayer jocul. Nu știu ce facem, se pare că suntem într-un garaj, cred că, da, clar, garajul nostru, avem aici, pe noi la un carburator. Bun, și cum creăm? Oh, develop a new game, bun. Done a game, you cannot... oh, ok. Ok. Bun, deci game 1, pick topic, ok. Vom face prima oară un... military. Da, military. Strategy. Action. Pe... Oh, au Găvător 64. Tare. PC. Cred că voi alege Găvător 64 pentru că are un market share mai mare. Adică costă mai mult. Și numele jocului va fi... nu mă las să pun numele. What the fuck? Ah, în sfârșit. Bun. Habar n-am, chiar habar n-am. Numele jocului. Nici o idee, sincer. Battalion. Sună bine. Ok. Aș putea pune Army Battalion. Yeah. Da, e bun. Bun, graphic. Text based. Ah, nu, clar. 2D graphics. V1. Bun, ce e aici? Design bugs technology. Oh, deja am primit un bug. Cool. Since stages, bla 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 bla. Ok. Things are...
menu. Bun. A, deci ne alegem pe ce să ne... Mă rog, înțelegeți voi. Nu cred că este chiar așa de importantă story și quest-ul. Puțin pe gameplay, dar mult mai mult pe engine, clar. Gameplay puțin mai jos. Puțin mai sus. Și ăsta puțin mai sus. Bun. Avem și research. Ok. Game demo has now started. Well, let me know your game and generate game points, which blah 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 the game points spawn from time to time. Back on generate this point become less likely to gain experience. Ok. Oh, deci avem ceva puncte pe aici, pe la design, technology. Ce aici dialogues, clar, nu level design, artificial intelligence. Pentru că nu vrem să avem boții pe hard sau, mă rog, ce-o fi pe acolo, world class, ultima, ultimul level de boți și să fie la fel ca, la fel de praf ca cei de la easy. Deci băgăm ceva mai mult, ceva mai puțin design, dar artificial intelligence e cât mai mult, ok. Deci încă un bug, da, clar. During development, you can also additionally blah 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 blah. Ok. Nu se simte greu. Ok. Bun. Sound. Nu chiar așa de mult, sincer. World design, nu prea așa de mult. Graphic, puțin mai mult. Și să zicem world design, puțin mai mare. Puțin mai mare și sound ăsta. E cam atâta, cred. Research, bla bla bla. Development of your first game now completely. You can press the finish button. Bla bla, majority of bugs. A, deci trebuie să ne scoatem bugurile. Am avut doar două, nu chiar așa de multe, cred. Poc. Oh, am mai primit și un punct la design. Se mai întâmplă ceva? Oh, încă un punct la design. Deci încă mai putem să primim puncte din câte văd. Ok. Mai dăm un punct. La ceva, la orice. Nu, nu, un punct. Nu. Ah, ok. Să dăm finish pentru că văd că nu prea mai avem bani. Oh. Deja. Bun. 14 development, cred că este, da, și... celălalt 16. Oh, tare. New topic, new combo, great combo. Oh, ok. Aici sunt de-astea de experiență, cred, pentru că au tot level 1. Bun, deci, release game. Oh, good judgment. Create a game with a good team, genre combination. Perfect. Ok, your game is now complete and will be... Ok. Ok. Bun, și acum ar trebui să vină review-urile. Oh, fuck. Nu-i bine? Oh, în sfârșit. Army Battalion, come in. Oh, a fost la un 10? Oh, 8. 8, perfect. 7, bun. A fost și 10 pentru o secundă. 8 din nou, bun. Chiar, 9. Yes, yes. Perfect. Chiar foarte bune review-uri. 8, 7, 8, 9. Eu zic că au fost minunate. Până se vândă. Scratch Inc. A newcomer in the game industry has just released their first game. I'm battling my game. Da. O, deci o să avem fani, da. Se pare că avem 0 acum. Oh, deci am vândut 6000 de unități de-astea. Se pare. Ah, suntem pe locul 15. Bun. Ah, game is on sale, bla bla bla. Ok. Avem 30 de fani. Perfect. Deci în prima am făcut deja 10k de unități. Suntem cei mai tari. Bun, avem timp de asta, hai să facem un nou joc. Chiar este foarte tare jocul.
Mă gândeam de foarte, foarte mult timp să-l joc, pentru că am văzut review-uri și porcării pe internet. N-am crezut că este așa de interesant. Dar totuși, bun, hai să facem un medieval strategy pe tot pe Commodore 64. Bun, jocul se va numi, acum chiar nu mai am nicio idee, The March. Nu cred că se scrie așa, March of Dust. Un nume de căcat ăsta. Age of Strategy. Nu chiar. Age of Civilizations. Asta sună mai bine. Da, bun, să zicem. Tot pe 2D graphics. Îi dăm drumul. Cred că am făcut ceva bani. Oh, 64K, bun. Bun, asta se duce mai mult pe story și quest. Nu chiar așa de mult pe engine. Ceva mai mult gameplay, story și quest ăsta. Cam așa ar trebui să fie amândouă. Și ăsta puțin mai jos, așa cred eu, apar n-am. Bun, se pare că primim multe puncte la design. Recent market studies, bla bla. Oh da, Commodore G64. Ok. Dialog puțin mai sus totuși. Level design-ul la fel de sus, ăsta cred că puțin mai jos la fel, dar dialogurile mai jos. Ceva de genul așa. Da, cred că este bine. Bun, se pare că primim multe puncte la design, de-abia primul bug acum. Nu chiar așa de multă tehnologie și mi este cam frică de asta. Puțin mai mult sound aici, cred. Grafic mai jos, world design-ul mă interesează mai mult aici. Sound-ul, de fapt cam așa, sound-ul puțin mai așa, ceva de genul, da, da, e bun. Nu prea multă tehnologie după cum am zis. Apar puncte câte două acum. Ce tare, cam multe buguri. Bucură asta. În design 13 și... Army Battalion is now off the market. Deci am văzut 23.000 de unități și am făcut 164.000 de dolari. Bun, asta chiar este foarte bine. Și încă îmi dau design în loc să-mi dați niște tehnologie. Dați-mi și mie niște tehnologie, vă rog. Cred că voi aștepta, dar deja să nu zbona. Ninvento. Au pus Nintendo în loc de Nintendo. Da, și se vor crea și alte console și porcării, am auzit și de asta. Nu numai PC și Commodore și porcării de astea. Deci nu vei mai crea nimic, sincer. Dar nu cred că va avea așa de mare succes, pentru că tehnologia a fost de cacao. Am avut iar great combo de asta. Ceea ce să sperăm că ne va ajuta în vânză. Ce stai? Pe s-am luat un research. Simple and long new options, better games. Ok. Total level of games. Ok. General, new topic și custom game engine. Putem să ne facem un ăsta? Nu putem. Ne trebuie 50 RP. Ce înseamnă RP? Stai, ca pe LOL, RP-uri. Cred că este research point. Și am 44 litere aici sus. Deci new topic. Nu știu, putem să luăm 1, 2, 3 sau 4. Ce să ne luăm? Și ce cred că aștept până îmi fac custom game engine. Cu toate că nu trebuie. Deci mai bine îmi fac un topic. Ce topic.
racing, nu prea. Cred că îmi fac un pirat. The first review, oh, Age of Civilization. Să vedem, va fi un cacat. Da, 4. Măcar dăm în 5. No, nu. Măcar să vindem ceva, adică. No, 6. 6. Astea ar fi fost review-urile de fapt la celălalt joc și celălalt joc ar fi luat 8 și așa mai departe, dar mă rog, să sperăm că va vinde ceva, ceva, măcar 2000-3000 de unități în prima lună sau săptămâna sau ce-o fie aia. E bine, ce să zic. Oh, am făcut un nou topic. Find contract work. Ce căcat e asta? Okay, decide carefully what can if you meet the deadline for contract penalty. Eu îl voi alege pe ăsta că e ușor de văzut. Și primez mult pentru el. Știu că fac mult design, așa că nu fac griji. Inventor a schimbat un TES. L-au numit TES în loc de PES. What the fuck. Bun. Fă-l. Nu cred. Ah, fu. What higher. Ah, deci ne-a dat 14.000 doar pentru că am făcut ăla. Bun. Și avem și game history, care ne arată. Ah, ne arată notele și porcăriile cât s-a vândut. Cu ceva profit în el. Și din asta am făcut profit, ceea ce e bine. Bun, hai să facem un nou joc. Habar n-am cum să-l numim, nici măcar nu am ales ăsta, mă rog. Vom face un space totuși. Simulation. Space Simulation, adică este chiar tare. Și pentru că am urmărit filmul ăla Interstellar de curând, mai știu că, mă rog, așa am să-i pun și numele. Bun, tot pe Gavador 64, tot cu aceleași 2, mă rog, graphics. Da. Oh. Mă rog. Da. Vedeți. Aici, la ei pe site. Și să vedeți acolo mai multe informații și chestii despre poveste. Bun, chiar habar n-am ce mi-ar trebui aici. Deci n-am nicio idee. Simulation. Space. Nicio idee. Ok, bun, deci cred că chiar habar n-am ce mi-ar trebui la un Simulation Space. Cred că ar trebui niște, ar trebui totuși niște engine. Cam atât. Ar trebui totuși foarte mult gameplay. Cred că cam atât. Niște story și quest, adică dacă ești în simulation trebuie să ai și un story și quest. Deci cred că asta ar fi. Dar n-am. Da, hai să zicem. Deja un bug. Mă rog, asta se pare că deja se duce după piață. Bun. Cred că nu aș de multe dialoguri și porcării dintre astea, pentru că nimeni nu este interesat. Niște design. Foarte mult artificial totuși. Cam atât. Mai puțin design, cam atât design. Ceva de genul. Da, bun. Ce? Hai, care are ce? Sunt un local news. Have you heard rumors that you're already working on your next game and you would love to... Yeah, sure. Ok, publicați-mi interviu. Oh. He's trying to make it in the gaming industry. Oh, okay, yeah. And I need to be found out throwing. Da. Throwing great game.
Hype 5. The fuck? Un fel de publicitate, cred, habar n-am. Bun. Știu că ne trebuie multă grafică, deci asta e clar. Asta e clar că ne trebuie multă grafică, niște sunet pe fundal și pe porcările alea. Cred că pe ăsta îl duc până la final, cam așa. Nu chiar așa de mult world design, adică... World design într-un simulation nu prea este chiar așa important. Să duc sound-ul mai jos și graficul mai jos, cam atât. Și cred că asta ar fi de ajuns. Nu știu cât de succes va avea jocul ăsta, dar să sperăm că va avea. Bun, deci atât timp nu suntem pe pierdere, avem și aproape 200 de fani. Ceea ce este ceva, adică 200 de fani. După ce mi-am creat primele mele două jocuri, în care cred că am pierdut bani din ambele, sau mă rog, am câștigat pentru că încă sunt pe verde aici. Deci din nou, de-abia avem niște tehnologie, ceea ce urăsc. Rog, hai să zicem finish. Avem și Hype 7. Sperăm că jocul va fi bun, pentru că dacă avem un gestor de joc, va fi de căcat. Atunci e clar că nimeni nu o să placă. Bun, se pare că nu avem prea multe dialoguri. Avem din nou new topic, new combo, new great combo. Perfect, deci asta înseamnă că trebuie să ne dea bani. Oh, 8, 9, bun, bun, asta e bun, 8, 9, 6, what the fuck, prima dată, mă rog, e bun, 9, 8, 8, 7 măcar, bun, perfect, exact ce-mi trebuia, sperăm că face bani, asta e important, sperăm că face bani. Aproape 10.000 de unități din prima zi, e perfect. Ok, bun, deci cred că asta este, prieteni, din acest prim video. Ce să mai spun, sper că v-a plăcut, cum de altfel și mie mi-a plăcut. Eu am să salvez aici. Bun, și ne revedem data viitoare cu, desigur, un nou video. Și da, salutări!